Deci știi, iubite, cât de mult mi-e dor ca glasul tău să ascult. Ai venit pe aripi de vânt și mi-ai spune un cuvânt. Vorba fie rea sau bună, am vorbit-o împreună. M-ai vedea, eu te-aș privi. Vorbele s-ar înmulți. Pe câmp, un văl de argintie ceață. Sclipiri pe cer, văpaie peste ape. Un bucium cântă tainic cu dulceață, sunând din ce în ce tot mai aproape. Pe frunzi uscate sau prin înaltul ierbii, părea că aud venind încete cerbii. Copii eram noi amândoi, frate meu și cu mine. Din coș de nucă, car cu boi făceam și înhămam la ei culbeți bătrâni cu coarne. Și el citea pe Robinson, mi-l povestea și mie. Eu zideam turnul Vavilon din cărți de joc și mai spuneam și eu câte o prostie. Studenții Universității Spiru Haret au păstrat și un moment de reculegere pentru a respecta memoria poetului Nepereche. Nașterea poetului național a fost omagiată și la Putna, în județul Suceava, acolo unde a avut loc și cea de-a 23-a ediție a festivalului literar Mihai Eminescu. Știți prea bine, Eminescu este supus deseori și unor campanii denigratoare și zălatorii și denigratorii nu fac bine, de fapt, dar, pe de altă parte, șansa longevității sale rezidă în această combustie polemică și în acest chip Eminescu se dovedește a fi mereu un scriitor viu. Festivalul literar Mihai Eminescu se află la 23-a ediție și în acest an avem bucuria să îi avem la Putna pe domnul academician Mihai Cevoi și criticul literar Adrian Gelojicu. Aceștia sunt cei doi laureați. Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850 la Botoșani. Paradoxal, în ciuda trecerii timpului, el devine tot mai actual prin modul cum a prevăzut evoluția vieții sociale-economice a României și chiar a manierei în care îi va fi apreciată opera poetică.